pariez, comierlește. Chiar dacă anii au trecut, 50 l-au luat și l-au dus la Făgăraș. Închisoare de lichidare pentru polițiști. El a rămas același om. Nu pot să cred. Pe care îl știe toată lumea. Cunosc o jigo de mai norocosă ca el. Da. L-au adus pentru joc. Ți-ai găsit un loc frumos. Dar ai intrat pe teritoriul meu. Acum ești tu pe teritoriul meu. Numai cel de sus poate să spună cine e, că eu... Un lucră e. De... Dar cine e? Pe asta vreau să știu și eu. E cazat la Goldberg. Jocul la care dumneata tocmai te-ai înscris se numește Ruleta Încrucișată. Jocul acesta inventat de una ta e o crimă odioasă făcută cu temerii tale. Pe lângă el, ruleta rusească o joacă de copii. Am o condiție, $1,000,000 în avans și cash. Ce? Banii îți vor fi aduși în cameră. Vă rog să verificați conținutul. Am primit bani. Totul în regulă. O seară cât mai bună, comisar. Nu ai să mor de clonți, comisare. Ai o linie a vieții lungă. Nu din cauza lui Zavai Duc a fost ucisă Zarada. Harald Șuguri, o executat ordinul tău. Te cunoști? Rada și închise contractul și n-a mai vrut să se întoarcă la mine. Și acum ordinul cu execuții. Dumnezeu hotărăște. Nu vorbi de Dumnezeu, canalie. Dumnezeu e iubire. Ce-a zis? Ce-a zis? A zis că Dumnezeu înseamnă iubire. Nu amesteca în căcatul. Viața mea s-a terminat. $1,000,000 era în geanta aia. Sir, are you ready? Ready. Understood. White man. 3, 2, 1, fire!
Salome. De ce răspunzi așa? Să știi că eu am jucat corect. Am avut mare încredere în tine, dragă Golda. Nu! Prima dată la Făgăraș. 5 din 6 gloanțe. De gorilele lui Goldberg mi-e frică. Gentlemen, on my count. 3. Că n-ai să moară de clonț, comisare. Ai o linie a vieții lungă. Știi, prietene, mi-a spus odată că dacă nu m-ar fi întâlnit pe mine, tu ai fi fost cel ales. Mie mi-a spus că nimeni nu poate scăpa de soarta sa și că n-ai să moară de clonț. Chiar crezi asta? Foarte mult. Ai fost la ruletă de 11 ori în 5 ani. De fiecare dată ți-am dat o condiție de viață mai bună. Recunoști? Azi ai fost aici pentru ultima oară. Ăsta e decretul de grațiere. Grațiere! Toți deținuții politici sunteți eliberați. Mâine ieșiți din închisori. Tu n-ai nimic de spus, mă? N-am terminat. Din nou împreună, domnule colonel. Știam eu că e cineva în spatele lui Goldberg. Simțeam prezența. Îmi pare bine să te văd, comisare. Baftă, domnule Goldberg. Domnule colonel, îți acord aceeași șansă pe care mi-ai dat-o de 11 ori la Făgăraș.